Biroul de legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, a lansat cea de-a 12-a ediție a concursului național Euroscola. La această competiție s-au înscris și elevii unui liceu din Gorj, care și-au luat ca și partener de proiect Asociația Fiii Lupșei din Comuna Mehedințeană Broșteni. Colegiul Național George Coșbuc din Motru derulează o campanie de conștientizare a rolului educației și al practicării unei meserii în comunitatea locală și implicit în cea europeană. Proiectul va fi derulat de Unitatea de Învățământ în parteneriat cu Asociația Fiii Lupșei din Comuna Broșteni. Ediția de acest an propune elevilor un exercițiu de conștientizare atât pentru ei cât și pentru comunitatea din care fac parte. Elevii trebuie să desfășoare o campanie de promovare atât a rolului educației, cât și a importanței practicării unei meserii, a unei profesii pentru bunăstarea și pentru prosperitatea comunității din care provin. Proiectul de campanie a liceenilor din Gorj se derulează sub egida Educația Eliberează. Scopul proiectului și al campaniei de informare este acela de a determina o conștientizare în rândul publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii. Partener în acest proiect este și Asociația Mehedințeană Fiii Lupșei, asociație cu o vastă experiență în ceea ce privește derularea proiectelor cu rol educativ. Asociația Fiii Lupșei va fi un partener e foarte important al nostru în desfășurarea acestui proiect de promovare a educației. Deci aș putea spune exemplu de bune practici în domeniul educației și practicarea unei meserii pentru proiectele și pentru activitățile pe care le desfășoară. Și tinerii care pleacă din asociație, pleacă din comunitate de aici și au trecut prin asociația noastră, sunt, nu știu, își dau seama că viitorul lor financiar, material, nu se regăsește încă în zona asta și rămân în centrele economice mai mari. Proiectul Euroscola urmărește implicarea tinerilor liceeni în promovarea politicilor europene de dezvoltare durabilă în Agenda Europa 2020. Printre obiectivele campaniei de promovare a liceenilor din Gorj se află organizarea și derularea unei campanii de promovare a rolului educației și al învățării unei meserii, să identifice personalități care, prin exemplul lor personal, au contribuit la dezvoltarea educației, devenind modele umane în direcția reușitei profesionale.